Ați venit și vă mulțumim că participați la ședința publică a Senatului Universitar de astăzi, 28 martie 2024. Prima parte a ședinței, care are un caracter festiv, și vom începe cu a vă ruga să vă exprimați votul, de supunem la vot aprobarea transmiterii online a primei părți a ședinței Senatului Universitar. Vă rog, cine este pentru? Membrii Senatului. Votează, evident, membrii Senatului. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Niciun vot împotrivă. Se abține cineva? Niciun vot de abținere. Aprobat în unanimitate. Atunci se încuvințează transmiterea online a primei părți a ședinței Senatului Universitar. Având în vedere caracterul festiv al acestei ședințe, rog membrii Senatului și invitații să se ridice pentru a asculta imnul universitar. Trecem la primul moment al ședinței festive și o invităm pe doamna profesor universitar dr. Rodica Bălașa să înmâneze diplomele de doctor. Îl onorează de câte ori este posibil și anume înmânarea într-o ședință publică deschisă a Senatului Universității a diplomelor de doctor pe care studenții noștri doctoranzi împreună cu conducătorii lor le-au obținut. Pentru aceasta, în primul rând, doresc să mulțumesc conducerii universității, atât în numele meu, cât și în numele colegilor mei, domnii profesor Pușcașiu și Boldea. Doresc să mulțumesc, bineînțeles, conducătorilor de doctorat, doresc să mulțumesc membrilor Senatului care, cu generozitate, ne-au invitat astăzi aici. Ce doresc să mai menționez este că majoritatea numelor pe care le veți auzi sunt doctoranți care au obținut titlul de doctor cu calificativul excelent. Asta înseamnă pentru școala noastră doctorală cel puțin un articol publicat într-o revistă cu factor de impact mare, o revistă în cuartila Q1. De aceea, doresc încă o dată să-i felicit, să vă mulțumesc pentru că ne-ați primit în mijlocul dumneavoastră și, bineînțeles, să
fim foarte recunoscători pentru eforturile conducerii universității, în principal a domnului rector Leonard Azamfirei, pentru că doctoranzii noștri și conducătorii de doctorat, care sunt membri ai școlilor doctorale din cadrul universității noastre, au capacități financiare, au posibilități de infrastructură și posibilități pentru a efectua mobilități care le permite obținerea titlului de doctor cu acest calificativ atât de prestigios. Astfel, îl invit pe domnul Babă Dragoș Florin, domeniu medicină, conducător doamna profesor Ileana Sin. Doamna doctor Bolo Hedi Cotolin, conducător științific, doamna profesor Gabriela Jimborean. Domnul doctor Bordi Laszlo Lehel, conducător științific, domnul profesor Benedek Imre. Domnul doctor Cernica Daniel Răzvan, conducător științific, doamna profesor Rodica Togănel. Doamna doctor Cristia Răchită Anca Ioana, conducător științific, domnul profesor Claudiu Mărginean. Doamna doctor Oprea Adela Lucia, conducător științific, domnul profesor Claudiu Mărginean, în cotutelă cu domnul profesor Bahadir Guluglu. Doamna doctor Koller Bortuș Reco, domnul profesor Bogdan Suciu, conducător științific. Domnul doctor Mareș Răzvan Gheorghiță, conducător științific, domnul conferențiar Alexandru Șchiopu și domnul profesor Ovidiu Cotoi. Doamna doctor Corduneanu Gavriliu Alina Georgiana, conducător științific, domnul profesor Mihai Căpulna. Domnul doctor Halațiu Vasile Bogdan, conducător științific, domnul profesor Dan Dobreanu. Domnul doctor Mărgian Lucian, conducător științific, domnul profesor Bogdan Suciu, cotutelă domnul profesor Tudor Jovin. Doamna doctor Branea Oana Elena, conducător științific, doamna profesor Sanda Maria Copotoiu.
domnul doctor în domeniul filologie, Năznean Adrian, conducător științific, doamna conferențiar, Smaranda Ștefanovici. Doamna doctor, de asemenea în domeniul filologie, Bejan Pintilie Oana Codruța, conducător științific, domnul profesor Dorin Ștefănescu. Vă mulțumim frumos și încă o dată felicitări în primul rând studenților doctoranți și în al doilea rând conducătorilor de doctorat. Vă mulțumim! Felicitări! Trecem la al doilea moment al ședinței publice de astăzi și îl invit pe domnul rector să prezinte raportul privind starea universității pe anul 2023. Stimați colegi, dincolo de obligația legală pe care o am de prezentat în fața dumneavoastră ce s-a întâmplat într-un mod sintetic în universitate în anul care s-a încheiat, în egală măsură apreciez ca fiind un lucru important și vă mulțumesc pentru că aveți interes de a vedea la prima vorbire, ca să zic așa, aceste informații care sunt într-o bună măsură cuantificabile. Astăzi am să vă fac o prezentare care are o componentă de imagine consistentă, dar raportul complet al rectorului este pus deja pe site-ul universității și veți putea să-l consultați, sigur, fiecare în măsura în care acest subiect vă interesează. E important să știm unde suntem, pentru că dacă știm unde suntem, știm încotro mergem și până la urmă nu poate este importantă radiografia, cât dinamica pe care o avem în dezvoltarea universității. Și pentru că, în acord cu legea învățământului superior, există o serie de capitole obligatorii pe care trebuie să le conțină raportul rectorului, am să trec prin aceste capitole, încercând pe alocuri să fac și câteva comentarii care țin de ceea ce nu este neapărat scris, dar care au până la urmă și o componentă de spirit aici. Avem legea, avem carta, avem planul strategic 2020-2024 și avem planul operațional pe 2023. Fiecare dintre ele guvernează într-un fel sau altul, într-o măsură diferită, activitatea noastră a fiecăruia și administrației universității. Vă reamintesc atunci că avem în acest moment 7 facultăți în interiorul universității pe care le cunoașteți fiecare și o structură privitoare la școala doctorală, cu 2 școli doctorale în interior, școala de medicină și farmacie, școala de litere, științe umaniste și aplicată. Organigrama este complexă și complicată, dar este natural să fie așa, pentru că instituția prin ea însăși este o instituție complexă, care are nevoie de o infrastructură administrativă care există și care este într-o permanentă adaptare, deci trebuie să fie și flexibilă. Practic, aceste structuri administrative sunt principalele structuri care au furnizat informații pentru prezentul raport al rectorului. Și am să încep cu situația programelor de studii. Avem programe de studii de nivel de licență, avem programe de studii la nivel de masterat, n-am să vi le citesc pe fiecare pentru că le cunoașteți, pentru că într-o bună măsură sunteți implicate sau implicați în multe dintre aceste programe în privința predării. Trebuie să știți că avem la medicină 6 programe de licență și 5 programe de masterat, la medicină dentară 4 programe de licență și un program de masterat, la farmacie 5 programe de licență, 4 programe de masterat, la limba engleză 2 programe de licență, unul în Târgu Mureș și unul în Hamburg. De asemenea, la tehnologia informației, inginerie și tehnologia informației avem 9 programe de licență și 8 programe de masterat. La Facultatea de Științe și Litere Petru Maior avem 9 programe de licență, 8 de masterat și acolo avem în mod specific și anul pregătitor pentru studenții care vin din afară să studieze
în limba română după acest an pregătitor în Târgu Mureș. Și în sfârșit, la Economie și Drept, avem 10 programe de licență și 11 programe de masterat. În forma tabelară aveți și denumirea fiecărui program de licență și de masterat în funcție de domeniul de care acestea aparțin. Per total, avem 45 de programe de licență și 37 de programe de masterat, un total de 82 de programe de licență, cu unul mai mult față de anul 2022. De fapt, sunt mai multe, mai mult decât unul este creșterea, pentru că diferența vine și din câteva programe pe care le-am suspendat în cursul anului trecut și, sigur, alte programe noi care au fost autorizate și care au intrat deja în circuitul universității. În ce privește numărul de studenți pe care îi avem în acest moment, am să fac referință doar la numărul total de studenți. Avem o creștere la Facultatea de Medicină, la Medicină Dentară, la medicină în limba engleză, aceasta din urmă o înțelegere este naturală pentru că aici sunt contabilizați și studenții care sunt la Hamburg și acolo am ajuns deja în anul 5, în fiecare an crescând cu aproximativ 200 și ceva de studenți. Avem creștere la tehnologia și inginerie și tehnologia informației, la științe și litere, la economie și drept. Avem descreștere la Facultatea de Farmacie, care este un trend național, nu este legat în mod deosebit de facultatea noastră, dar sigur că ne arată cam care este interesul la nivel global în ce privește studiile universitare. Per total, la nivel de universitate, avem 8.779 de studenți la nivel de licență, dintre care 1.566 sunt studenți internaționali. Cum spuneam, per total există o creștere la ambele categorii despre care vorbeam. În ce privește masteratul, poate că mai rămân aici să fac o remarcă pozitivă importantă, și anume că există o creștere consistentă la Facultatea de Inginerie și la Facultatea de Economie și Drept, unde constatăm o revigorare a interesului copiilor, elevilor locali pentru programe care se desfășoară în Târgu Mureș. De asemenea, la masterat, spuneam, avem o creștere per ansamblu la 1031 de studenți masteranți, dintre care cu taxă sunt 238 de studenți. Creșterea cea mai mare o avem la economie și drept și de asemenea la inginerie și tehnologia informației. La medicină și la stăm la o cifră aproximativ la fel, pare mi se 3 studenți diferențe. Constatăm însă, de data aceasta spun un lucru pozitiv, că la farmacie există un interes consistent, semnificativ crescut pentru programele de masterat, ceea ce compensează într-o anumită măsură ce se întâmplă la nivel de licență. Această situație grafică a numărului de studenți care îi avem în universitate, coloana cu MOV este numărul total de studenți pe fiecare facultate, iată la medicină 3738, la dentară 861, 552 la farmacie, 1354 la medicină în limba engleză, 1101 la inginerie și tehnologia informației, 705 la Petru Maior, la litere și 1499 la economie și drept. Clasificarea nu este o clasificare, sunt doar cifre absolute și vedeți că proporția variază licență față de masterat în funcție de specificul fiecărei facultăți. În ce privește numărul total de studenți pe care avem în universitate, avem în acest moment 9.810 studenți la licență și masterat. Spuneam că este o creștere față de 8.779 în anul 2022, cu diferențe, sigur, nu neapărat semnificative, dar au importanță, cum spuneam, din perspectiva trendului pe care îl vedem la nivel de universitate. A crescut de asemenea numărul de studenți pe care îi avem, de candidați pe care îi avem la admitere. Am avut la admiterea de anul trecut, în 2023, 3847 de candidați, împărțiți, cum vedeți, pe trei limbi, limba română 2738, limba maghiară și limba engleză. Există o ușoară scădere și la limba română și la limba maghiară, probabil că ea provine și din
trendul demografic descendent pe care îl avem la nivel național și există o creștere explicabilă, de altfel, la limba engleză, tot datorită programului de la Hamburg. Am avut înmatriculați anul trecut, în 2023, 2389 de studenți în anul întâi, raportat la cei care au dat examenul de admitere, fie într-o formă mai competitivă, fie într-o formă de dosar în funcție de program. La nivel de rezidenți, situația este cea pe care o vedeți în dinamică. Există o ușoară creștere a numărului de rezidenți, 2193 în Târgu Mureș, cu o presiune foarte mare de transfer dinspre Târgu Mureș în alte centre, motiv pentru care vom veni astăzi cu o propunere în Senatul, în a doua parte a Senatului, de a reglementa acest lucru. Reducerea numărului de locuri la dentară și la farmacie nu are o cauză locală, ci doar o schimbare legislativă care face o diferențiere între situația anterioară anului 2023, când se acordau locuri la rezidențiat într-un număr egal cu numărul de absolvenți. În 2023, la dentară și la farmacie, s-a redus semnificativ numărul de locuri, de aceea avem această creștere față de anii, scădere față de anii anteriori. Per total, punând la oaltă, studenții la licență, studenții la masterat, studenții la doctorat rezidenții, avem înmatriculați în universitate aproape 13.000 de studenți, 12.898. De aceea consider că suntem o universitate care deja intră într-o altă ligă, inclusiv de clasificare, inclusiv în rankingurile internaționale, care iau în calcul de cele mai multe ori universitățile care au peste 10.000 de studenți. În ce privește cursurile postuniversitare, evident că în mod natural la medicină sunt cele mai multe cursuri, 34 de cursuri, la medicină dentară doar două, la farmacie nu există, dar putem explica acest lucru prin faptul că masteratele au preluat, practic, din o parte din posibilii cursanți. Avem cursuri la știință și tehnologie deja, anul trecut nu erau. Aș spune că este de bine, doar că vă rog să vedeți din conținutul acestor cursuri, că de fapt sunt cursuri care aparțin de proiectele instituționale pe care le are universitatea. Sunt mai puțin cursuri inițiate la nivel de facultăți, motiv pentru care aș vrea să aveți un subiect de reflexie pentru perioada care urmează, adăuga la acestea și cursurile specifice anumitor domenii, cu excepția celor de formare a datelor, care este un curs de tradiție și care în fiecare an adună, are consecvență și adună un număr de cursanți consistent. Voi merge mai departe la componenta de cercetare. Și am să vă spun că la nivel de universitate, și aici voi avea o abordare comparativă cu anul 2022, pentru că este important să vedem, să analizăm corect o situație și să vedem care sunt măsurile care trebuie luate în acest sens. La nivel de universitate, numărul de articole ISI pe domeniul medicină și farmacie este de 365, o ușoară scădere față de anul trecut. Scăderea o găsim la medicină, este quasi la fel nivelul la engleză, la dentară de asemenea scade și crește în mod consistent la farmacie. Din nou fac aceeași asociere pe care am făcut-o și cu alte ocazii, și anume că numărul de lucrări vine din promovări. În primul rând din promovări și în al doilea rând din doctoranții care există într-o anumită facultate sau legați de un anumit domeniu. Dacă vreți să vedeți numărul de articole raportat la posturile ocupate la medicină și farmacie, iată 0,83 la medicină, 1,01 la engleză, 0,48 la medicină dentară, 1,18 la farmacie și 0,86 pe ansamblu pe domeniul medical. O spun din nou, și anume că este un target minimal către care trebuie să tindem și să-l și depășim, și anume ca anual să avem cel puțin o valoare de 1, adică un articol din categoria ISI pentru fiecare cadru didactic care este angajat în universitate. Avem de asemenea o statistică care arată care este calitatea acestor articole care au fost publicate, dincolo de componenta cantitativă.
Pe medicină, factorul de impact mediu este 4,067. Sigur, aceste valori trebuie să le luăm un pic și într-o prismă conjuncturală, pentru că dacă ai un articol cu factorul de impact 20 într-un an, va crește per total ceea ce a fost în 2022, va crește această medie, dar există o scădere, nu înseamnă că 4,067 nu este o cifră, un factor bun. Avem 4,42 la engleză, poate uneori trebuie să privim totuși la oaltă medicina cu medicina limba engleză, pentru că este o separare doar administrativă. Oamenii care lucrează într-o parte, lucrează și în altă parte într-o bună măsură, așa încât mi se pare că și realizarea și poate neîmplinirea trebuie percepută punând la pachet cele două facultăți despre care spuneam. O scădere la medicină dentară, o păstrare oarecum la farmacie, dar per universitate de la 5,52 la 3,98, aproape 4, repet, pe domeniul de medicină și farmacie, unde sigur că și așteptările noastre sunt mult mai mari, pentru că plaja de publicare este una mult mai largă. Aportul fiecarei facultăți la vizibilitatea activității științifice, deci factorul cumulat al publicațiilor raportat la numărul de posturi ocupate, iată, medicina are 3,31, engleza 4,32, dentara 1,08, 4,51 farmacia și 3,35 la nivel de domeniu medicină și farmacie. Și cantitativ și calitativ, însă putem să spunem că lucrurile s-au schimbat în bine. Față de cele 31 de mii de citări avute în 2022 pe articole din universitate, acum avem 34.692 și avem un indice Hirsch pe universitate, pe instituție, de 64 față de 55 cât a fost în anul trecut. Cred că, să primim lucrurile corect, vedem o scădere cantitativă a publicațiilor, ușoară, repet, dar o creștere a calității acestor articole, care de asemenea așa este ușoară, dar în sens invers. Dacă mergem la nivelul CT-ului, a scăzut numărul de articole ISI la Ingineria și Tehnologia Informației, a scăzut nefiresc și alarmant de mult la Științe și Litere, și vreau să vedeți un steag roșu aici, așa cum este și culoarea coloanei, și a scăzut și la Economie și Drept, per total, de la 86 la 50, mi se pare o scădere destul de greu de acceptat în ce privește preocuparea științifică a colegilor de la aceste domenii și care de asemenea necesită niște acțiuni corective. Numărul de articole ISI per membru, da? 0,59 la inginerie, 0,07 la Științe și Litere. Poate chiar era bine de a spune și numărul de membri din fiecare facultate, 0,43 la Economie și 0,36 per total Științe și Tehnologie. De asemenea, raportul vizibilității, care vine puternic dinspre inginerie și dinspre economie și drept, per total 3,151. Și factorul de impact cumulat al publicațiilor, 1,77 la inginerie, 0,08 la științe și litere, 1,29 la economie și drept și 1,04 per total domeniul științe și tehnologie. Am întors trendul la brevete. Vremurile trecute probabil nu se mai întorc repede, deși mi-ar place să se întâmple acest lucru, pentru că suntem o universitate de tehnologie printre altele. Avem bucuria să avem un brevet în 2023 față de 0 în 2022. Sper că această coloană să fie diferită în anul care urmează. Spuneam despre impact și despre calitatea cercetării. La nivel de universitate, în Q1 s-au publicat 97 de articole față de 121 în 2022, în Q2 160 față de 181. S-au depus 88 de dosare pentru acordarea majorării salariare față de 83
în anul anterior. Aceste cifre, de fapt, ne arată că demersul nostru a început în urmă cu, cred că, 2 ani, prin care am încercat să stimulăm financiar, salarial, publicațiile științifice de impact și a atins poate doar parțial acest obiectiv, pentru că, în ciuda acestor resurse pe care le-am cheltuit, de fapt, rămâne același nucleu constant, care, cred eu, fie că este premiat în plus, fie că nu, are în ADN-ul propriu componenta de cercetare, publicând, indiferent de ceea ce se stimulează sau nu. Nu înseamnă că nu vom păstra această componentă a stimulării financiare, dar înseamnă că va trebui să o revedem din perspectiva politicii mai generale și inclusiv a activității de evaluare anuală. De altfel, am vrut să rămân puțin mai mult asupra acestor informații, pentru că întreaga filozofie a regulamentelor pe care le vom pune în dezbatere astăzi și le vom aproba într-o formă actuală sau poate modificată, are la bază, printre altele, și această modificare de paradigmă în care componenta de cercetare trebuie să fie mult mai consistentă la nivel de evaluare standard, păstrând, sigur, fără nicio îndoială, premierea excelenței acolo unde este cazul. Sunt bucuros de faptul însă că anul acesta față de anul trecut, sau în 2023 față de 2022, a crescut semnificativ. Sigur, au apărut și mai multe apeluri în care se putea aplica pentru proiecte de cercetare. Iată, 9 proiecte PCE depuse, 13 de stimulare a tinerilor echipe independente, 2 de mobilitate, 2 pentru cetățenii din diasporă, 7 pentru colaborarea cu Moldova. Aici lucrurile se mișcă într-o direcție bună și pentru acest lucru mulțumesc proiectoratului științific. Școala doctorală. Avem în acest moment 449 de doctoranți, mai mulți față de anul 2022, când erau 430. Avem 113 conducători de doctorat, mai mulți față de cei din 2022, când erau 106. Am înmatriculat semnificativ mai mulți studenți în anul întâi la doctorat, în 2023, 105 față de 49 în 2022. Și această modificare de cifră nu vine din locurile suplimentare mult mai multe care ne-au fost alocate la nivel de buget de Ministerul Educației, ci vine dintr-un efort pe care îl facem ca universitate de a finanța din resurse proprii resursa umană tânără pentru a primi studenți doctoranți, din care sperăm să recrutăm ulterior cadre didactice performante. S-au susținut 52 de teze în 2023 față de 39 în 2022 și au fost exmatriculați sau retras 27 de studenți față de 21 în 2022. Dinamica este cea pe care o vedeți, o apreciez ca fiind una pozitivă și în termeni cantitativi și în termeni calitativi. Iată dinamica publicației la doctoranți, de fapt cifrele, mai corect spus, ale anului 2023, articolele ISI 122 față de 103 anul trecut. Mă bucură situația în care scade co-autorship-ul. Și este un mesaj de corectitudine în publicații și de etică a publicării științifice, pentru că un doctorant trebuie să aibă publicații în care el este prim autor, el fiind, de fapt, titularul tezei de doctorat care urmează să o susțină. Avem de la școala doctorală, prin urmare, anul trecut 216 articole, mai puține decât în anul precedent, dar această scădere vine din articolele BDI. Vă reamintesc faptul că avem reviste BDI în universitate. Și vă spun din nou că acest lucru trebuie susținut și îl veți vedea cu siguranță și în grilele de autoevaluare pe care le-am pus în față, și anume că aceste reviste trebuie să facă să rupem acest cerc vicios, chiar dacă pentru fiecare contează articolele, în primul rând, cele de tip ISI. Care e situația dincolo la științe și, litere, la ST? 66 de articole publicate în anul anterior, 12 ISI ca prim autor,
9 în Proceeding EC, le adăunăm și pe acestea la articolele EC, și 37 în articole în reviste BTI. Mi se pare un lucru de asemenea foarte bun. Avem o serie de reviste care sunt ale universității, pe care le vedeți listate aici. Aș face o remarcă pentru Journal of Critical Care Medicine, care este în acest moment o revistă cu un impact internațional foarte bun, care are un factor de impact de 1,1 pe anul care s-a încheiat, în care s-a calculat factorul de impact, care are foarte mulți autori din afară și ne dorim foarte mult ca și celelalte reviste să aibă un trend în acest sens. La nivel de University Press s-au editat și publicat 41 de cărți față de 55 în anul precedent, 5 cursuri, peste 4.300.000 de pagini tipărite. Spun asta ca să aveți o imagine asupra componentei tehnice a editurii University Press, unde se lucrează foarte bine zi lumină cu oameni foarte devotați domeniului în care lucrează. A scăzut numărul de cărți pe stoc, altfel spus, încercăm să nu publicăm cărți care nu se și comercializează. De asemenea, a scăzut stocul de cursuri la 991. Cifrele care aici arată o scădere a vânzărilor pe 2023 nu au, de asemenea, o explicație legată de University Press. Aș spune, boom-ul din 2022 a venit din faptul că am reușit în 2022 să impunem la nivel național cartea de admitere la medicină, acea carte roșie, Baronsul, care a fost cumpărată la vremea respectivă în 2022 de 4 din cele 5 universități, altele decât a noastră, care au aderat la... De fapt, 5, dacă punem și Constanța, care au aderat la cartea unică de admitere. Consider însă că în acest moment University Press are un management foarte bun, se autosusține financiar și sigur că autosusținându-se este rost și de dezvoltare și de investiții în tehnologia de la University Press. Cum stăm cu posturile? Pe norma de bază și plata cu ora avem o ocupare de 86,95%. Dacă luăm în calcul și asistenții pe perioadă determinată, avem un grad de ocupare de 98,28%. Suntem mai mult sau mai puțin la nivelul anului anterior. Aș spune că suntem cu un grad de ocupare foarte bun în acest moment. În 31 decembrie, iată cam care era distribuția pe funcții didactice. Aveam 112 profesori, 179 de conferențiari pe statele de funcții, da? 457 de șef de lucrări sau lector, 310 de asistenți și 110 asistențe pe perioadă determinată. Iar la nivel de posturi vacante, culoarea bleu, albastru deschis, 26 posturi vacante de profesor, 42 conferențiar, 187 șef de lucrări. Sigur că aceasta este o dinamică până la urmă. Dorința noastră este ca să ducem lucrurile cât mai mult spre primele două poziții, și anume de asistenți și de șef de lucrări, mai ales în condițiile în care, începând cu acest an, nu mai avem asistenți pe perioadă determinată, posturi care se vor scoate la concurs, doar asistenți și atât. La nivel de universitate, avem 1240 de posturi de angajați, 670 didactic, 332 adică auxiliar și 248 personal administrativ. Aceasta este situația posturilor vacante la nivel didactic în acest moment pe facultăți, 498 posturi vacante la nivel didactic. În 2023 și-au încheiat activitatea prin pensionare sau prin alte forme mai triste de încheiere activității, 5 profesori, 5 conferențiari, 2 șefi de lucrări, 29 de asistenți. Aș vrea să fac însă aici o remarcă privitoare la posturile vacante. Și rog foarte mult decanii și directorii de departamente și șefii de discipline să înțeleagă că și noi înțelegem ce se întâmplă în fiecare dintre aceste departamente. Posturile vacante reprezintă vehiculul plății cu ora, iar plata cu ora este o formă legală prin care la munca suplimentară se adaugă salarizare suplimentară. Însă lucrurile acestea trebuie percepute într-un mod echilibrat, astfel încât dorința de a avea plata cu ora într-un departament sau într-o facultate să nu fie mai mare decât dorința de a avea oameni tineri, asistenți, pe care să-i aducem la universitate, pe posturile vacante care deja există. Și vom monitoriza
cu multă atenție și vom condiționa inclusiv posturile scoase la concursurile mari în viitor de posturile mici care se scot la nivelul fiecarei facultăți. Spuneam despre posturile didactice auxiliare și nedidactice. Avem 144 didactice auxiliar vacant. S-au pensionat din această categorie 18 persoane din auxiliar și 15 din personalul administrativ. Situația financiară a universității. Aici lucrurile stau în felul următor. Față de anul 2022, și uitați-vă dacă vreți și la trendul pe care îl avem, veniturile universității au fost de peste 301 milioane de lei. La un balans de cheltuieli de 268 de milioane 242 de lei. Dintre acestea, cheltuielile de personal 154 de milioane, cheltuielile cu stocuri, materiale consumabile, obiecte de inventar, lucrări, servicii 45 de milioane. Avem o creștere consistentă la finanțarea de bază. Avem o creștere de asemenea consistentă la veniturile proprii ale universității. Avem o scădere a veniturilor din cercetare, dar acest fapt vine din faptul că în 2022, cum spuneam mai devreme, n-am avut la nivel național proiecte de cercetare la care să aplicăm. Sunt convins că anul ăsta o să fie diferite. Avem o creștere de asemenea consistentă la alocație de la buget cu destinație specială. De asemenea, pe fiecare categorie avem creșteri consistente, care explică, de fapt, și creșterea în ansamblu a veniturilor pe care le are universitatea. Deci spuneam că aceste 301 milioane care sunt din venituri, le vedem într-o dinamică crescătoare la nivel de universitate. Altfel spus, așa cum am spus și cu alte ocazii, suntem într-o situație de stabilitate financiară care ne permite să ne continuăm investițiile multe și mari pe care le-am început în anul anterior și pe care le vom continua și în anul care urmează. În ce privește cheltuielile, ele se mențin la nivelul aproximativ anului precedent și acest lucru s-a întâmplat cu tot sau chiar dacă de-a lungul timpului am făcut nenumărate lucrări de investiții din venituri proprii pentru campusul universității. Ca să aveți imaginea de ansamblu, 301 milioane bilanț venituri, 268 cheltuieli, un plus de 6,6 milioane de euro pe anul 2023. Și dacă facem o corecție care este în favoarea noastră, pentru că avem de recrutat, de recuperat și o serie de bani din finanțările europene, de fapt, surplusul pe care îl avem la nivel de universitate și care ne permite să privim curajos componenta de investiții sau de achiziții pe anul 2023, dar mai ales de investiții, este acest 7,5 milioane de euro care se adaugă la soldul care era și în anii anteriori. În plus, nu există niciun fel de datorii față de niciun fel de furnizor, față de stat, suntem cu toate datoriile plătite la zi, inclusiv cu utilitățile acestea care sunt atât de complicate sau de scumpe. Asigurarea calității. Continuăm acest proces și este pentru noi și va deveni și mai consistent în perioada care urmează. Evaluarea calității pe servicii, pe domenii. Nu suntem mulțumiți în multe domenii unde avem calificative de satisfăcător și de bine. Ăștia sunt premianții care sunt puși aici. Fiind o sănătate festivă, n-am vrut să pun și cele care sunt clasice, dar sunt puse în raportul rectorului, le puteți vedea acolo. Am avut evaluări ARACIS în anul care s-a încheiat, la dentară, la farmacie, la științe și litere, la economie, practic la toate facultățile aproape, fie programe de licență, fie programe de masterat, fie autorizări provizorii, fie acreditări, fie reevaluări. Un punct important este faptul că anul trecut la sfârșit am obținut din partea Agenției Independente pentru Acreditare și Rating certificare internațională din partea All Federation of Medical Education pentru programele de studii de engleză din Târgu Mureș și în egală măsură din Hamburg. Este nu doar un element de calitate, dar și un element important pentru marketingul pe care îl avem în raport cu studenții internaționali în ce privește această certificare non-europeană
sau extra-europeană pe care am obținut-o. Felicit Facultatea de Limba Engleză, de Medicină Limba Engleză, pentru această certificare, care are o valoare de 5 ani, maximul care se poate da. Dinamica o putem regăsi și în documentele pe care le avem la nivel de universitate, regulamente, proceduri de sistem, proceduri operaționale, practic toate acestea sunt într-o monitorizare și într-o schimbare permanente, cu atât mai mult cu cât după noua lege a învățământului superior suntem obligați de lege să facem aceste modificări pentru a acorda aceste elemente subsecvente cu prezenta legea învățământului superior. La nivel de etică universitară, din fericire, lucrurile sunt într-o marjă rezonabilă. Nu am avut incidente majore de etică universitară. Au fost 3 sesizări pe parcursul anului. Una a fost neîntemeiată, una a fost sancționată cu sancțiunea unui cadru didactic, iar una a fost inadmisibilă prin prisma legii învățământului superior. În schimb, a fost un volum de muncă extraordinar de mare la nivelul Comisiei de Etică a Cercetării Științifice. Iată, 719 proiecte care au fost evaluate față de 448 depuse în anul 2022. O comisie care are foarte mult de lucru, care vrem să-i simplificăm procedurile, dar care este extraordinar de importantă, pentru că, practic, girează etica acelor studii care au o componentă de obligatorie de a fi girate prin acest domeniu. Mulțumesc și aici în mod special efortului foarte mare făcut de această comisie. Managementul academic. Sigur, poate cel mai important lucru este faptul că am reușit contractarea Spitalului Universitar. La sfârșitul anului a fost cel mai complicat proiect pe care l-am avut la nivel de universitate, cel puțin de când sunt eu rector. S-a încheiat cu bine, fără niciun fel de contestație. În acest moment contractul este adjudecat, se lucrează la proiectare. Proiectarea este la rândul ei complexă, cu multe lucruri noi care apar. Avem speranța să încheiem proiectarea în vară și să vedem utilajele lucrând deja la noul spital în luna august acestui an, cu marja de toleranță pe care, sigur, o acceptăm fiecare, fiindcă nu ține doar de noi. Prin urmare, spitalul începe să se construiască. Felicit administrativul pentru efortul mare pe care l-a făcut în acest sens. Am înființat prin ordin învățământul preuniversitar, colegiul MFST și liceul MFST. În forma mea inițială era scris și liceul aici, dar cineva era scris și era tăiat. Era tăiat în mod intenționat, ca să înțelegeți că la nivel de colegiu lucrurile au mers bine, la nivel de liceu lucrurile n-au mers bine anul trecut, din cauza stupizeniei unor autorități locale, care de altfel au plecat cum au și venit. Din fericire, în acest an suntem în rețeaua școlară și vom avea și liceu începând cu toamna acestui an. Despre restul o să vorbească alții. S-au extins cu încă 2 programe, programele pe care le avem la Bistrița, programul de farmacie, asistent de farmacie și programul de tehnică dentară. Și tot la Bistrița am depus în urmă cu de curând un proiect care ține de regiunea nord-vest, nu de centru, pentru construirea unui campus din bani europeni care să adăpostească toate programele de studii care le avem sau le vom avea la Bistrița, conectate cu Spitalul Universitar din Bistrița. Sigur că lucrăm în continuare pe platforme, pe admiterile care cu cursul de limbă română, lucrurile care sunt, până la urmă, cotidiene, pentru că se văd doar dacă nu le facem din momentul acesta. Și am câștigat foarte mulți bani prin PNRR-uri. Și acesta este iarăși un lucru pe care vreau să-l apreciez, mai ales la departamentul de proiecte și la departamentul administrativ. Câteva dintre ele, iată, pe ambulator, 13 milioane de lei. Practic, aceste PNR-uri sunt banii care acoperă într-o bună măsură componenta de dotare, dar și o parte din construcția spitalului universitar. Deci, PNR-ul pe laborator, 13.189.000 de lei. De asemenea, am câștigat proiectul PNR Cabinete pentru Planificare Familiară. Am câștigat tot pentru spital echipamente și materiale destinate reducerii infrastructurii riscului de infecții nosocomiale, care înseamnă în traducere mai liberă
o bună parte din echipamentele sălilor de operații și a terapiei intensive care va funcționa în acest spital. Iată aceste 11,7 milioane doar din cele două proiecte mari din PNR care țin de Ministerul Sănătății de această dată. De asemenea, am câștigat la Ministerul Cercetării un proiect de 7 milioane pentru atragerea resursei umane în alt specialitate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare, tot prin PNRR, cum spuneam. Am câștigat cu multe dificultăți, mai ales subiective, dar și obiective, proiectul de campus de învățământ tehnic dual de aproape 30 de milioane de euro, la care se lucrează în acest moment la caietul de sarcini și sperăm ca până în vară să finalizăm procedura de achiziție. Și am fost primul proiect ca și punctaj la nivel de regiune într-o competiție puternică pe învățământul tehnic dual cu orașe care au tradiție, mă refer la Brașov și la Sibiu. De asemenea, am deschis anul care s-a încheiat Centrul Național de Rate Virtuală Aplicată în Medicină, UNIX-ul, cum îi spunem, care deja începe să devină din UNIX cuvânt nume propriu, devine un nume comun, pentru că a intrat în circuit și a trecut proba de foc a primelor examinări sumative la UNIX. Am achiziționat o serie de imobile care ne s-au părut că sunt importante pentru strategia de dezvoltare a universității. Fostul Mureș Mall, l-am pus așa ca să puteți recunoaște mai cu ușurință. University Forum, cum îl numim acum. Lucrăm cu mare energie la căminul cel mai modern pe care va avea universitatea, cu 260 de locuri în spatele medicinei dentare și farmaciei. Suntem, e o poză de o săptămână aici, termenul execuției este 2024, toamna aceasta, iarna aceasta, se lucrează foarte insistent acolo. Am depus pentru finanțare la ADR Centru documentația tehnică pentru cele două clădiri importante de la Petru Maior, de pe strada Nicolae Iorga. Și dacă știu bine, astăzi chiar a fost o comisie de la ADR Centru care urma să evalueze la fața locului proiectul pe care noi l-am depus și sperăm să îl și câștigăm pentru cele două clădiri importante. Am depus și probabil că astăzi chiar vom primi un răspuns favorabil, cred eu, noua bibliotecă universitară care se va construi în campus și care are o valoare, cred că, de 9 milioane de euro, dacă mi-aduc bine aminte. Sper că astăzi de seară să vă dau și o veste bună și formal, nu doar informal. UNIX-ul, despre care spuneam o imagine din interior, s-a reabilitat cantina Hestia și stația de cazare Hypnos și standardul în acest moment este unul complet diferit. Și înțeleg și la nivel de calitate a alimentației lucrurile merg într-o direcție bună, ceea ce mă bucură foarte mult. Vedeți spațiile de cazare din interiorul Hypnos și Hestia. I-am schimbat și denumirea puțin pentru că era un pic impropriu să spunem că mergem la un nume propriu. Dar parcă nu se potrivea bine. Și când spun nume propriu, mă refer la alma mater și mă refer la nume de familie. Hypnos și Hestia poate înseamnă mai mult decât așa. De asemenea, tot astăzi sper să avem o veste bună pentru un proiect pe care l-am depus pentru poșta de pe Mărăști, care se va numi Centrul Studix. Și este un proiect, cred că, de 5 milioane de euro, dacă știu bine. Toate astea s-au făcut, ca să înțelegeți, în 2023. Așteptăm acum rezultatele muncii făcute de către proiecte, de către administrativ, în acest an 2023. De asemenea, elaborarea puzzle-ului pentru Parcul Universitar Științific și Tehnologic Novum Forum din zona Livezeni. De asemenea, proiectele tehnice de deviere a unor conducte care sunt încă prezente pe spațiile unde se vor construi Spitalul Universității și celelalte elemente asociate spitalului. De asemenea, puzzle-ul pentru zona urbanistică a unui centru de recreere și reabilitare pe care intenționăm să-l construim la platoul Cornești, unde avem un teren despre care v-am mai spus. Acolo există o reacție pe care sperăm să o manageriem într-un mod pacifist și să nu fie nevoie să fim în instanță din partea unora dintre locuitorii din zonă, dar cred că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Sper, altfel vom merge în instanță și cu siguranță că vom câștiga în instanță, doar că pierdem vremea. Aceasta este randarea spațiului de recreere de la platoul Cornești, care spuneam,
care respectă și regulile de înălțime și de nederanj pentru cei care locuiesc în zonă, dar în egală măsură datoria mea, a noastră, este ca să păstrăm interesul universității și să folosim opțiunile pe care le avem. De asemenea, suntem cu documentația tehnică depusă și așteptăm rezultatul la construirea lângă Spitalul Universității a Centrului de Dezvoltare Competențelor pentru Personal din Sistemul Public de Sănătate, un proiect de 10 milioane de euro. Așteptăm în 2 săptămâni și rezultatul la acest proiect. Avem și așteptăm momentul potrivit să punem în competiție proiectele tehnice pentru căminele studențești, cele vechi, pe care la rândul lor trebuie să intre în reabilitare. Acestea vor fi, așa vor arăta când vor intra pas cu pas în reabilitare, după ce vom finaliza căminul care acum se termină anul acesta. Am depus pe un alt apel de reabilitare energetică documentația tehnică pentru reabilitarea fostei poște mari din centru, care va arăta așa cum sunteți aici. Este în evaluare și acest proiect tehnic. Lucrăm la reabilitarea Mureș Mall-ului, ca să rămân cu aceeași formulare mai la îndemână. Cam pe aici vom fi, probabil mai frumos decât este această randare. Va fi sediul Facultății de Economie și Drept și nu doar acest lucru acolo. Și ca să răspund unor întrebări, că mi-am pus mai mulți, vor dispărea scările rulante, dar vor rămâne lifturile. Am lucrat și lucrăm pe zona de infrastructură, pe reparații curente, pe alte lucrări care, la fel ca și alte activități, se văd doar dacă nu le facem, dar ele există. Poate că vedeți ce se întâmplă în campus. N-am inclus aici amfiteatrul în aer liber, sistematizarea campusului și partea de monitorizare a accesului, care până la urmă are un return către noi, inclusiv de natură financiară. Am scos anul trecut, tot privitor la management academic, am scos 50 de posturi pe durată nedeterminată și 37 de posturi pe durată determinată. Am scos toate posturile care s-au cerut pentru dinspre dumneavoastră, păstrând rigoarea criteriilor de selecție la aceste posturi, și vom aborda aceeași politică și pe viitor, chiar dacă standardele vor fi cele care deja le-am aprobat în Senat într-o ocazie anterioară. Am reabilitat stația TV, UMFST Live, activități poate punctuale, s-a reabilitat într-un spațiu mai mare și mai bine făcut Muzeul Universității, care a intrat și în Worldwide Database of University Museums and Collections. Manifestări foarte frumoase din nivel național, una dintre ele aniversarea Facultății de Farmacie, 75 de ani, dar au fost și altele. Zilele UMCH de la Hamburg, a doua ediție 2023, a avut loc deja și a treia ediție în 2024 în martie, cu participare importantă. Componenta culturală pe care am susținut-o și o vom susține și în continuare. Aplecarea spre partea socială, ziua de 1 iunie, ziua copiilor, ziua limbii române, 31 august, evenimente despre care ați auzit, expoziția interactivă mașinelui Leonardo da Vinci din sala polivalentă, fibula de la Soseni, pe care a primit-o universitatea în decembrie din partea prefecturii și a prefectului Mureș, rankingul, care este important. Nu sunt neapărat un fan absolut al rankingurilor, dar e bine să fim acolo și suntem în rankingurile care contează acolo. Am devenit membri ai hub-ului de IT de la Cluj în 2023. Activități de promovare, fie locală, fie la nivel național, târguri cu oferte educaționale. Și mergem mai departe la relații internaționale și mi se pare cea mai importantă realizare a anului, includerea noastră în Alianța Diverse, care conține încă alte 11 universități din întreaga Europa, care începe să funcționeze și vom veni în curând în fața noastră și cu informații concrete în acest sens. Practic, suntem într-un networking care va da, cred eu, o altă dimensiune componentei de internaționalizare pe care o are în acest moment universitatea. O să se joace de acorduri bilaterale Erasmus și cu țări UE și cu țări non-UE.
unele mai apropiate, altele mai exotice, dar trăiesc și acolo oameni și trebuie să-i vedem și să ne vadă și ei pe noi. Finanțare foarte bună. Suntem, cred că, prima sau a doua universitate la nivel național în ce privește finanțarea pe Erasmus, de aproape 3 milioane de euro anual. Și astea sunt valori absolute pe care, dacă le-am raporta la numărul de studenți, am fi de departe pe primul loc, pentru că noi avem totuși câți avem, alții au mult mai mulți, de 3-4 ori mai mulți și au sume mai mici în termeni absoluție. Se face la Erasmus treabă bună, fie în ce privește mobilitățile, mai ales outcoming-urile, incoming-urile sunt relativ reduse dintr-un motiv care trebuie să-l corectăm, și anume faptul că avem puțină ofertă în limba engleză. Și ne vom orienta pe perioada care urmează să diversificăm programele de studii în limba engleză, chiar dacă ele vor fi, evident, pentru studenți din România vorbitori de limba engleză. 8 proiecte importante pe KA2 care s-au câștigat la nivel de universitate. Îi felicit pe cei 8 titulari de proiecte. A rămas și cred că este o situație pe care alții ne invidiază, o relație excelentă cu organizațiile studențești. Fie că sunt cele două mari care susțin universitatea, și anume Liga Studenților și Asociația Studenților Maghiari, fie că sunt asociațiile mai de nișă, mai de domeniu, mai de profil, îi susținem, ne susțin și ei în aceste activități și cred că este un parteneriat care funcționează foarte bine. La nivel de bibliotecă avem 226.000 de cărți. Valoarea este una care este cea de inventar, este neapărat cea reală. Este important însă faptul că am virat în mod consistent spre resursele în format electronic. Și dacă uneori cifrele scad, să știți că scad pentru că în altă parte au crescut ca accesibilitate. Mă bucură faptul că a crescut numărul de utilizatori ai stărilor de lectură. De la 21.000 în 2022 la 28.000 în 2023. Asta înseamnă că studenții reîncep să vină în sala de lectură. Și justifică, dacă vreți, inclusiv dorința noastră de a construi o nouă bibliotecă la un standard comparabil cu oricare alt loc. De asemenea, acest lucru este foarte important. Aș vrea să vedeți și numărul foarte mare de accesări ale site-ului bibliotecii, de la 6.400 la 96.000. Și acolo se face un management foarte modern, utilizând platforme de evidență foarte moderne. Lucrurile merg bine. Avem acces practic la tot ceea ce este important la nivel internațional ca bază de date prin bibliotecă și prin proiectul național Anelis Plus. Tot acolo se continuă un proces important pentru istoria noastră, un proces de digitalizare a publicațiilor vechi pe care le are Universitatea în patrimoniu. În 2023, iată că au fost digitalizate 100.000 de pagini la nivel de cărți, reviste, articole, 426.000 de cărți digitalizate, care sunt disponibile deja online. Alte structuri pe care le cunoașteți și care uneori vă plac, alteori vă agasează, dar ele sunt importante și sunt necesare și aduc plus valoare funcționării universității, TBL-urile, UCAN-ul, standardizarea, UNIX-ul, reorganizarea platformei electronice. CEIPSCU continuă să lucreze și va lucra și mai departe. Vă mulțumesc și celor care sunteți în CEIPSCU. De asemenea, un curs care este unic la nivel național este cursul de care se numește Noi tehnici de predare și evaluare în discipline medico-farmaceutice, care are în fiecare an un număr de studenți consistent și este făcut pe un model vest european. Ne ocupăm și de binele interior al fiecare dintre noi, a psihologilor, a studenților. Departamentul de consiliere lucrează, iată, 929 de rapoarte în anul trecut. Din fericire n-am avut incidente majore în acest domeniu în anul care s-a încheiat. Avem un site nou, pe care poate că l-ați remarcat, care, dincolo de componenta vizibilă, are o soluție complet diferită față de site-ul anterior și o politică de utilizare a site-ului un pic diferită. Site-ul nu trebuie să fie arhiva universității, cum a fost și până acum. Se lucrează încă la site ca să aibă informațiile aduse la zi, scrise într-un mod standardizat, inclusiv corect din punct de vedere al limbii române și vorbim despre limbă. Aștept de asemenea colegii în limba maghiară să vină cu soluția pentru a face traducerea
elementelor care sunt necesare și în limba maghiară și, evident, și în limba engleză. Blocul UMF este foarte activ pentru că acolo sunt generația dinaintea noastră, social media, de asemenea, un mod de promovare foarte util. Uitați-vă că am avut anul trecut 300.000 de utilizatori pentru site, Facebook, Instagram, tot ceea ce astăzi este, dacă vreți, pus în fața noastră și la care trebuie să aderăm fără niciun fel de rezervă și dacă ne pricepem și dacă ne pricepem mai puțin. Un departament care funcționează, care nu are program de lucru de la 8 la 15, care face uneori peste limitele fizice pe care le au oameni care sunt acolo să răspundă rapid și într-un mod calitativ și cred că remarcați fiecare dintre dumneavoastră calitatea grafică a materialul care iese de acolo, dincolo de conținut. Mulțumim, Lucian, și celor care sunteți acolo, Kingo și echipei care lucrează la University Press. Poate că am supărat pe cineva că n-am spus toate numele care sunt acolo, dar simțeam nevoia să-l evidențiez pe Lucian, pentru că este 25 de ore pe zi prezent. Relația cu piața muncii, activă, mai ales în zona de ST, în mod natural, pentru că acolo este interacțiunea cea mai puternică, evenimente, vizite, fie la noi, fie în altă parte. Laboratoare noi făcute cu sprijinul acestor companii mari, iată laboratorul făcut de General Electric, laboratorul făcut de compania Siemens, cu dotările aferente și cu logo-urile aferente spațiilor, laboratorul Bosch pe care îl avem acolo, vizite oficiale, ambasadorul Americii a fost în Târgu Mureș, colegi din Ungaria, din alte țări, inclusiv ministrul de externe al României. Așteptăm o vizită ministerială chiar astăzi, poate chiar ne prinde în ședință în timp ce suntem noi aici. Absolvirea universității, un eveniment al orașului, al regiunii, dacă vreți, nu doar al universității, care cred că trebuie să ne dea bucurie și mândria apartenenței la această universitate. Gala UMFST, cu cele două părți sau trei părți importante, fiecare într-un mod diferit, așa e fiecare dintre noi. Și clubul sportiv, care are secții cu performanțe pe măsura finanțării pe care le au aceste secții. Am pus multe nume aici, tocmai ca să nu le puteți să le citiți, pentru că ar fi, din partea mea, nedrept să răspund doar acestora. Mulțumesc! De fapt, toți dintre noastre, dintre oamenii din zona didactică, din zona administrativă, din zona tehnică, toți, într-o formă sau alta, am lucrat împreună pentru ca să existe date pe care să le culegem cu ocazia raportului anual al rectorului. Așa încât vă mulțumesc fiecăruia pentru ce ați făcut pentru universitate. Celor din apropierea mea le mulțumesc pentru că au o foarte mare putere de reziliență și de accepta un ritm de lucru care este, până la urmă, necesar. Și ne supărând pe nimeni, sper, mulțumesc, Irina, pentru efortul făcut de a pune la oaltă toate aceste mii și zeci de mii de date într-o formă coerentă care să fie de înțeles pentru fiecare dintre noastre. Și voi încheia așa cum închei de 12 ani. Și așa voi încheia cât voi fi rectorul acestei universități. Pentru că este un crez pe care îl am foarte puternic. Binele se întâmplă numai planificat. Răul vine de la sine. Haideți să nu lăsăm răul să vină peste noi. Vă mulțumesc!